Hei, servus Timișoara, dimineața am venit de la Cluj. Ieri am fost la București și mâine plec la Viena, unde locuiesc de vreo 8 ani, pentru că nu m-am permis să stau în București. Și mi-a plăcut foarte mult ideea lui Laszlo de a vorbi despre economia inteligentă în cadrul acestei, să spun așa, conferințe. Și știu de ieri, de la cei de la BMW, că v-au spus câteva vorbe despre ideea pe care o au și ei de car sharing, la nivel global, să zic așa. Acest concept de share economy, practic, e probabil vechi de când lumea, de când împărțeam sapa între noi și vecini, sau mai știu eu ce alte unete din gospodărie. Însă tehnologia de azi ne-a făcut și ne face ca ideea de a folosi în comun diverse asset-uri, diverse obiecte pe care le-am avea, să fie mult mai ușoară și mult mai la îndemâna tuturor. Ca idee, noi respectiv suntem un grup de antreprenori, să ne numim, am lansat un concept de car sharing în România, e primul concept de share economy pur în România. A fost lansat la Cluj, undeva în toamna acestui an, în noiembrie, și istoricește vorbind, repet, acest car sharing a început undeva în Elveția anilor 40, când într-un canton elvețian cei de acolo își împărțeau mașinile. La nivel global, primul pas a fost făcut de Daimler în 2011, iar BMW a venit și el relativ repede cu un concept similar. Clujul e primul oraș din România care are așa ceva, iar Timișoara va fi al doilea oraș. Nu știu dacă ați auzit deja despre ceea ce se întâmplă în Cluj, poate vă spun două vorbe despre această idee. Mai pe românește, car sharing înseamnă că avem o flotă de mașini care poate fi folosită în comun de membrii acestei comunități, să spunem, de useri. Avem actualmente 50 de mașini, în Cluj sunt pe zi peste 100 de curse, tarifarea se face la minut, adică practic e un concept de închiriere auto, însă fragmentat extrem de mărunt. O cursă medie în Cluj e undeva în jur de 13 minute, adică cam atâta ia omului să meargă de acasă până la birou. Ia mașina de unde o găsește cu o aplicație mobilă. Dacă aveți răbdare la un moment dat să intrați pe getpony.ro, o să vi se explice acolo despre ce e vorba, dar aplicația în sine vă arată unde e cea mai apropiată mașină, vă urcați în ea, mașina se deschide cu telefonul, o parcați la birou și cam asta e tot. Banii se iau automat de pe card, consumul e, repet, la minut. Adică, brusc, în momentul de față, nu mai are sens, dacă locuiești într-un oraș de talia Clujului sau Timișoarei, să nu mai zic de alte orașe mai mari, să ai o mașină proprie, să te fâțic ea prin oraș, atâta vreme cât ai la dispoziție cel mai modern mijloc de transport în comun. Practic, ai intimitatea unei mașini proprii, nu ai deranjul pe care ți-l poate provoca un șofer de taxi care te întreabă cât a fost scorul cu Dinamo sau dacă mai plouă mâine în orașul de unde vii sau mai știu eu ce. Practic poți să asculti ce muzică vrei tu la radio, poți să fii cât se poate de, știu eu, cu aerul condiționat, dar la maxim sau la minim, cum vrei tu. Și asta, ce mărci de mașini sunt, întreabă cineva din sală. În Cluj avem 25 de Volkswagen Up, mașini foarte mici, cea mai mică gamă de la Volkswagen. Mai avem încă 25 de smarturi, doar cu două locuri, și pot anunța aici, să zic așa, în premieră, pentru că abia am aflat și eu, vom avea primele două mașini electrice BMW i3, cum sunt cele din față, în iulie, urmând ca să vină și restul de până 10 pe parcursul anului 2016. Deci, cumva, provocarea cea mai mare pe care o are automobilul electric în ziua de azi e faptul că există o barieră relativ mare de consum. Lumea începe să își pună întrebări unde încarcă mașina, dacă poate să meargă cu ea, știu eu câți kilometri și așa mai departe. Ideea de car sharing, în sensul că tu practic nu consumi, nu-ți cumperi un asset, ci îți cumperi doar transportul cu acea mașină de la un punct la altul, îți deschide practic bariera de consum către mașini electrice. Iar obiectivul nostru, cel puțin în Cluj, pentru 2016 și cu siguranță când ne vom muta în Timișoara, ar fi să avem flota în următorii 2 ani full electric. E un cerc vicios. Nu sunt mașini pentru că nu sunt prize, nu sunt prize pentru că nu sunt mașini. Și atunci, din păcate, fără susținerea unui consiliu local,
Nu știu cum va fi în Timișoara, sperăm să avem o deschidere mai mare, însă în Cluj am obținut zero susținere. Vom monta noi înșine să spun, cea mai mare rețea de prize dintr-un oraș din România, pentru a deschide consumul către mașini electrice. Deci, cumva, ideea asta de economie inteligentă, cred că poate să aibă foarte multe fațete. Iar fațeta numită shared economy, cred că ar trebui să fim un pic atenți la ea. Vă mulțumesc mult și dacă aveți întrebări, ne vedem în sală.